Mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem ca să ne găsim din nou la sărbătoarea cinei Domnului. Am auzit cu toții textul din care noi am auzit de multe ori predicându-se și acesta este scopul predicării, să ne amintim despre jertfa, despre suferințele și despre mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o fiecăruia în dar. Așadar, să avem Bibliile pregătite și haidem să urmărim textul nostru, învățând câteva lucruri care ne sunt necesare și importante pentru viața noastră de credință. În primul rând, vrem să învățăm astăzi că cina este o lucrare care trebuie continuată și trebuie sărbătorită în ciuda necazurilor, în ciuda amenințărilor și în ciuda greutăților care pot apărea în viața noastră. Sunt lucruri câteodată care vin la noi și ne împiedică și ne gândim, nu iau cina, trec printr-o situație, trec printr-o problemă, am necazuri, nu o să mă duc la cină. Să vedem în dimineața aceasta atitudinea Domnului Iisus legată de sărbătoarea Paștelui, care știți foarte bine, Domnul Iisus Hristos, moartea Lui, jertfa Lui, avea în vedere sufletele noastre și Domnul Iisus a trecut peste orice obstacol, peste orice problemă. În perioada când Domnul Iisus Hristos a instituit cina, cu puțin înainte, oamenii de acolo toți încercau să-L omoare, preoții cei mai de seamă, cărturarii, i-au pus gând rău și spune în capitolul 22, versetul 2, preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să o omoare pe Iisus, dar se temeau de norod. Domnul Iisus Hristos era amenințat. Pe de altă parte, Iuda, din cei 12, s-a dus și căuta un prilej ca să-L trădeze pe Domnul Hristos. Amenințare din exterior, amenințare din interior. Și Domnul Iisus Hristos, în ciuda acestor amenințări, a trecut înainte, a mers înainte ca să sărbătorească Paștele. Și Paștele vom vedea imediat în ideea următoare că Paștele acesta vechi testamental a fost împlinirea semnificației Paștelui din Vechiul Testament. Deci cina noastră pe care o sărbătorim noi astăzi este împlinirea a ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, legământul cel vechi, și acum, în Domnul Iisus Hristos, prin jertfa sa, legământul cel nou este dus la îndeplinire. Deci să reținem, primul lucru care să reținem este că noi trebuie să sărbătorim cina în ciuda problemelor, în ciuda amenințărilor, în ciuda dificultăților prin care trecem. Vedeți, noi trecem ca și societate, ca și biserică, trecem prin anumite probleme și am putea foarte frumos să spunem, nu o să luăm cina. Dar în toată perioada aceasta prin care a trecut, cu toate că poate a fost situații când am amânat o lună, dar am încercat să sărbătorim cina în ciuda dificultăților. A fost efort mai mult din partea noastră, din partea dumneavoastră, dar ca și biserică, ca și oameni credincioși, știind faptul că cina este atât de importantă pentru viața noastră, am căutat să depășim aceste dificultăți și să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Și lucrul acesta trebuie să-l avem în vedere. Când este cina, să nu căutăm să găsim, să zic, scuze sau argumente că trecem prin una, trecem prin alta, nu mă simt așa, nu mă simt altfel și să încercăm, las că o să iau data viitoare, când lucrurile o să se liniștească, nu o să fie atâta necaz, nu o să fie poate atâtea probleme. Noi trebuie să dăm la o parte piedicile care ne stau înainte și ca și biserică să ne adunăm ca să celebrăm și să sărbătorim jertfa Domnului Iisus Hristos, să sărbătorim mântuirea sufletelor noastre. Primul lucru. Al doilea lucru, ziceam că și textul nostru ne duce cu gândul, deci toată lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost tocmai ca să împlinească semnificația vechiului legământ. Și cu multă atenție vom vedea imediat,
Domnul Iisus Hristos a vrut ca Paștele acesta să fie sărbătorit într-un mod special. Și conexia dintre cina Domnului și vechiul legământ, ați auzit de atâtea ori vorbindu-se despre lucrul acesta. Mielul de Paște care a fost servit atunci, care a fost junghiat în perioada aceea, a avut în vedere eliberarea întâilor născuți și pedeapsa lui Dumnezeu care era peste tot Egiptul, a fost trecută peste evrei datorită sângelui care a fost pus pe ușorii ușii. Și este aceeași semnificație, dragii mei, noi eram toți sub pedeapsa morții. Plata păcatului este moartea și Domnul Iisus Hristos, mielul fără cusur, a fost dat în locul nostru și prin sângele Lui noi suntem mântuiți. Pedeapsa lui Dumnezeu trece peste noi și noi suntem salvați. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. A venit marea zi a împlinirii, marea zi când Domnul Iisus Hristos avea să se dea o dată pentru totdeauna, cum ni se spune în evrei. Deci de-a lungul timpului au fost mei și jertfe, sânge și sânge, care doar acopereau păcatele. Dar cu jertfa Domnului Iisus Hristos, toate păcatele omenirii au fost date la o parte și noi am fost socotiți, neprihăniți prin sângele și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci Paștele, în al doilea rând, a fost împlinit în cină. Noi astăzi sărbătorim ceea ce de veacuri au sărbătorit evreii și împlinirea aceasta ne dă nouă bucuria iertării, bucuria mântuirii și lucrul acesta noi îl sărbătorim astăzi. În primul rând am văzut că cina trebuie sărbătorită în ciuda dificultăților și amenințărilor. În al doilea rând, cina aceasta este împlinirea semnificației Paștelui Vechi Testamental. Domnul Iisus Hristos a împlinit lucrul acesta prin moartea și prin jertfa sa. În al treilea rând vom vedea că am spus și am amintit deja că pregătirea aceasta, Paștele acesta a fost special pentru că tranziția de la Vechiul Legământ la Noul Legământ s-a făcut în sărbătoarea Paștelui Vechi Testamental. Și ați auzit citindu-se și știți deja faptul că Domnul Iisus a acordat mare atenție la detalii pentru pregătire. Și dacă sunteți curioși să citiți, este de vreo 4 sau 5 ori pomenit cuvântul pregătire. Și spune așa, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Iisus a trimis pe Petru înainte și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Ei întreabă, unde vroiești să pregătim Paștele? El spune, iată când veți intra în cetate, va ieși un om, urmați-l, mergeți în cetate și spuneți stăpânului, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele? Are să vă arate acolo odaie, acolo să pregătiți Paștele. Dragii mei, dacă pentru sărbătoarea Vechi Testamentală Domnul Iisus Hristos cu ucenicii a acordat așa o mare atenție pregătirii pentru sărbătoarea aceasta, oare noi care sărbătorim Noul Legământ, cina Domnului, jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să acordăm o mai puțină pregătire evenimentului? Ideea care este, dragii mei, și trebuie să ne rămână în mintea noastră, evreii de-a lungul veacurilor au sărbătorit un eveniment trecut. A fost o eliberare, a fost o jertfă, a fost o zi când ei au ieșit din Egipt. Diferența este că noi sărbătorim un Hristos înviat, viu. Aleluia. Nu este ceva la trecut, nu este ceva despre care ne amintim că a fost 2000 de ani în urmă. Da, jertfa a fost 2000 de ani în urmă, dar Hristosul nostru este înviat, trăiește. Aleluia. Și noi evenimentul acesta îl trăim sărbătorind împreună cu Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Este un eveniment prezent,
Este o relație care este prezentă, este ceva care eu și tu trebuie să trăiesc, să simțesc, să mă bucur, să mulțumesc, pentru că Hristos este prin Duhul Sfânt între noi. Jertfa, trecut, noi trăim prezentul. Trăim prezentul cu promisiunea împlinirii și vom vedea imediat în ceea ce urmează textul nostru. Am spus că nu-i ceas acolo, să punem un ceas, să vedem timpul. Este acolo sus. Bine, am să mă uit acolo. În al treilea sau al patrulea rând, Domnul Iisus este în cameră, este cu ucenicii, este liniște, au pregătit tot ceea ce trebuiau și acum Domnul Iisus Hristos le dezvăluie scopul, semnificația, ce se întâmplă acolo. Și spune așa, am dorit mult, spunea Domnul Iisus, să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Când ni se spune aici patima mea, Domnul Iisus le spune precis că El trebuie să sufere și că El va muri. Și în versetul imediat următor le întărește lucrul acesta și spune, ăsta e ultimul care îl sărbătoresc, Paștele acesta îl sărbătoresc ultima dată, n-o să mai aveți ocazia ca să sărbătorim împreună, până când îl vom sărbători nou în împărăția lui Dumnezeu. Iarăși ideea de despărțire, ideea de moarte, ideea de jertfă, ideea de suferință, ideea de a se duce la cruce fără să se mai întoarcă și fără să se mai uite înapoi. Dragii mei, noi ne adunăm astăzi ca să vedem că Domnul Iisus Hristos, când luăm din pâine, când luăm din rodul viței, noi vedem jertfa, prețul care s-a jertfit pentru noi, care s-a dat pentru noi. Nu este una doar absență, neștiind ce se întâmplă, doar ne împărtășim ca o rutină, ca ceva care facem de fiecare dată, la fiecare lună. Cina Domnului trebuie să trezească în noi, în mintea și în duhul nostru, jertfa, prețul dat pentru sufletul meu, aleluia, pentru sufletul tău. Nu a fost o jertfă mai mare, nu a fost un preț în universul acesta plătit mai mult ca sângele Domnului Iisus, ca viața Lui, care s-a dat ca jertfă pentru mântuirea noastră. Și Domnul Iisus spune, am dorit mult să mănânc, a dorit Domnul ca să aducă jertfa aceasta, mielul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Am împlinit voia lui Dumnezeu, am dorit mult să mănânc Paștele acesta. Și dragii mei, și noi să dorim să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. El a dorit să se jertfească. Și noi să dorim să-i aducem glorie și slavă și onoare, aleluia, și mulțumire și închinare, aleluia, pentru jertfa care ni s-a dat. Și Domnul Iisus continuă și spune, vedeți, a luat o pâine, am auzit de atâtea ori, a luat o pâine și a spus, acesta este trupul care se frânge pentru voi. Și știți cum a fost trupul Domnului Iisus Hristos frânt? A fost bătut, a fost biciuit, smuls carne de pe el, suferințe groaznice, batjocorit în ultimul hal. A răbdat totul, fără să spună absolut nimic, ca un miel care îl duci la măcelărie. N-a deschis gura. Aleluia. Pentru că avea în vedere mântuirea, avea în vedere urmași, avea în vedere oameni care vor înțelege, care vor crede, care vor primi darul acesta nemeritat al salvării noastre prin Domnul Hristos. Și spune, sângele, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi, este legământul cel nou, promisiunea iertării, toți acei care vor crede
în jertfa Domnului Iisus Hristos, li se vor ierta păcatele, li se vor șterge trecutul și vor fi considerați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și ăștia suntem noi, care astăzi ne-am adunat aici, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat, Doamne, mai spală-ne, mai iartă-ne, mai primește-ne odată. Este sângele Tău, este trupul Tău și vrem cu bucurie să ne împărtășim, să sărbătorim împreună cu Tine cina aceasta. Așa trebuie să facem. Ultimul lucru care vreau să-l amintesc din textul nostru, că cina a avut aspectul acesta mântuitor, aspectul acesta de viitor, de salvare, de sacrificiu, de jertfă înlocuitoare. A avut toate aceste elemente conținute în discuția aceea și în evenimentul avut acolo. Dar a avut și un eveniment un pic mai deosebit, evenimentul care este ultimul acolo și spune așa. Dar iată că mâna vânzătorului meu, spune Domnul Iisus, este cu mine la masa aceasta. Cina a conținut și un apel la trezire, un apel la o avertizare, o atenționare. Este un pericol. Este un pericol să fii împotriva Domnului Iisus. Este un pericol să te trezești pe partea cealaltă. Este o avertizare ca nu cumva, și noi o luăm pentru noi, ca nu cumva niciodată să nu ne treacă prin minte să ne găsim în locuri diferite împotriva Domnului Iisus. Și spune așa, negreșit, fiul omului se duce, jertfa va fi adusă, mântuirea va fi adusă, după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Întotdeauna trebuie să avem în mintea noastră că trebuie să ne ținem de jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să participăm în termenii corecți la cina Domnului, ca nu cumva să ne trezim alături, departe. Mântuirea, sărbătoarea cinei va continua cu cei care cred, cu cei care stau aproape, cu cei care se pregătesc, cu cei care se cercetează. Nu cumva să adormim, nu cumva să ne înșele cel rău, să ne trezim deoparte, fără să simțim, fără să ne cerem iertare, fără să avem grijă de viața noastră. Și spune aici, negreșit, lucrarea va continua, dar va continua și fără noi. Și este o avertizare, deci cina Domnului în ea însăși, în evenimentul cinei, este o avertizare și în același timp o cercetare. Când au auzit ceilalți ucenici și celelalte evanghelii precizează lucrul acesta mai în detaliu, îi spune toți, au auzit, este cineva vânzător între noi? Cine? Și și-au pus întrebarea, oare nu sunt eu? Nu sunt eu? Și spune aici ucenicii și au stârnit, deci au stârnit întrebări, au stârnit lucruri care i-au pus pe gânduri și au început să se întrebe unii pe alții. Cine din ei să fie acela care să fi făcut lucrul acesta? Din cauza aceasta, când ne adunăm la cină, este sărbătoare, este frumos, sărbătorim mântuirea Domnului, dar să avem vegherea și să avem în mintea noastră, să ne întrebăm mereu, să ne cercetăm mereu, ca să fim partea cinei, să fim partea ceea ce se întâmplă. Să nu cumva să ne trezim, venim, luăm, mâncăm, fără să gândim, fără să ne cercetăm, fără să medităm lucrul acesta și fără să fie o atenție în mintea noastră. Și aș vrea în ziua aceasta lucrul acesta să nu se întâmple cu niciunul din noi și ori de câte ori ne adunăm la cina Domnului, să ne adunăm spre zidire, spre mântuire, aleluia, spre viață, amin, nu spre moarte și nu spre pedeapsă.
Mă opresc aici și haidem să le punem un pic împreună, să văd dacă le pot aminti. Deci, la cina Domnului trebuie să trecem în primul rând peste orice dificultate, orice obstacol și să fim aici. Amin. Cina Domnului reprezintă împlinirea semnificației vechiului legământ, de veacuri, jertfele care au acoperit păcatele. A venit Hristos cu sângele Său și ne-a spălat păcatele. Cina Domnului presupune pregătire. Presupune pregătire pentru că noi sărbătorim un Hristos care trăiește, un Hristos care este viu. Cina Domnului ne amintește că sângele Lui a fost vărsat pentru noi, trupul Lui, care este pâinea, reprezintă pâinea, reprezentat prin pâine, este ceea ce s-a dat pentru viața noastră. Și în ultimul rând am văzut că la cină trebuie să ne întrebăm dacă suntem parte la eveniment sau dacă suntem pe delături. Și fie ca Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, în ziua aceasta, să ne dea bucuria împărtășiei, bucuria prezenței Duhului Sfânt în viața noastră și împărtășirea din ziua aceasta să aducă viață duhovnicească, să aducă pace, să aducă bucurie, să aducă mulțumirea aceea pe care numai Domnul Iisus Hristos o merită. Amin.